Poate părea absurd, dar anul acesta au fost înregistrate peste 230.000 de apeluri nejustificate preluate la numărul 112. Deși nu au o problemă reală, unii sună să se amuze ori să-i jignească pe operatori. Un bărbat din Olt a bătut toate recordurile. De la începutul anului a sunat de peste 22.000 de ori. Bună ziua, m-am certat cu un funcționar public și aș vrea să îl reclam la 112. Ce program are poșta? Sau cu ce ești îmbrăcată? De la începutul anului, peste 230.000 de apeluri asemănătoare au fost preluate de operatorii STS. Cele mai multe au fost în Olt, Gorj, Harghita, Ialomița și Constanța. Unii fac glume, ori le adresează întrebări intime operatoarelor din dispecerat. Un bărbat din Olt a întrecut însă orice record. În doar 6 luni a sunat la 112 de 22.456 de ori. Cu alte cuvinte, de 120 de ori pe zi. Sau zilnic de 5 ori pe oră. Nu a fost deocamdată depistat pentru că a sunat de pe două cartele prepay, spun autoritățile. Cei care sună fără să aibă o urgență pot primi o amendă de 2.000 de lei sau de 4.000 de lei dacă echipajele ajung la fața locului și constată că apelul a fost o alarmă falsă. Amenzile se pot dubla dacă apelurile continuă. Să nu sune la 112 pentru probleme non-urgente și să nu sune cu rea intenție, adică să nu facă glume, să facă farse sau să aducă injurii operatorilor. În timp ce operatorul serviciului de telecomunicații speciale gestionează un apel non-urgent, există posibilitatea ca la 112 să sune o persoană care are cu adevărat o urgență și să nu poată primi ajutorul de care are nevoie. În mod surprinzător, adulții care sună să facă glume la 112 sunt de 10 ori mai mulți decât copiii. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.